Încă de câteva zile, reprezentanții CNSLR Frăția și sindicatul Spiru Haret, filiala Mureș, au anunțat că vor organiza un meeting împotriva legii salarizării, o lege care duce la reduceri salariale pentru sectorul bugetar. Negocierile de ieri seară dintre sindicaliști și Ministerul Muncii și-au făcut efectul. Fraților, ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dacă acea ordonanță nu se retrăgea astăzi la ședințe de guvern, aveați cu toții o scădere salarială exact ca pe timpul lui Boc și poate mai mult. Sindicaliștii bucuroși că s-a retras ordonanța sunt în continuare supărați din cauza plafonării salariului minim pe economie și neonorării promisiunilor de modificare a legii 62/2011. Este o măsură care afectează puternic sistemul privat, dar în același timp afectează și sistemul bugetar, pentru că grilele de salarizare care au fost sau care erau prevăzute în acea ordonanță extrem de nefastă pentru noi în forma în care era, țintuiește o mare parte din salariații din sectorul bugetar. Președintele Federației Spiru Haret a adus critici dure la adresa guvernului și primului ministru, spunând că politica românească este o varză de Bruxelles. Ne mor copiii în spitale! Vrem educație de calitate! Vrem servicii în administrația publică la cele mai înalte standarde! Dar cum vrem aceste lucruri? Cu subfinanțarea sistemului de educație, subfinanțarea sistemului de sănătate publică, subfinanțarea administrației, oameni care nu sunt motivați, dar vrem rezultate! Proiectul de ordonanță de urgență, retras după discuțiile cu sindicaliștii, prevedea ca președintele României să aibă un salariu lunar brut de 15.000 de lei, patriarhul să încaseze o indemnizație lunară de 13.706 lei, în timp ce un institutor să se descurce dintr-un salariu brut lunar de 1.300 de lei. Retragerea proiectului este o victorie importantă pentru sindicaliști, care sunt deciși să lupte până când se va propune o lege a salarizării echitabilă pentru toți funcționarii publici.